Școala este locul în care se formează viitorul și personalitatea copiilor noștri și este important ca ea să ofere condiții adecvate pentru studii. În raionul basarabeasc au fost depuse toate eforturile necesare pentru crearea în școli a celor mai bune și favorabile condiții pentru elevi și profesori. Pentru efectuarea reparațiilor capitale, din componenta raională s-au alocat circa 1,5 milioane de lei. Reparații capitale s-au efectuat în liceul teoretic Nicolae Gogol, unde s-a schimbat rețeaua electrică, la fel și în gimnaziul Isărlie, schimbarea rețelei electrice în instituție. În liceul teoretic Abaclia, Constantin Stere, deci reparație s-a efectuat în sala de mese. E finisată reparația. La fel, reparații capitale încă decurge în liceul teoretic Mihai Eminescu din satul Sadaclia și liceul teoretic Alexandru Pușkin. S-a reparat acoperișul cantinei în liceul teoretic Alexandru Pușkin. În toate instituțiile de învățământ s-au efectuat reparații curente și s-au creat condiții pentru organizarea alimentației elevilor. La moment, în liceul teoretic Mihai Eminescu se desfășoară reparația în cantina școlară. Deci la finele lunii, deci așteptăm astăzi să fie finisate lucrările pentru a putea alimenta copiii, cu toate că copiii se alimentează la pachet. Nu avem probleme nici într-o instituție la moment cu alimentarea copiilor, fiindcă în toate instituțiile din raion copiii se alimentează. În două instituții la pachet, restul merge alimentarea așa cum după toate regulile și normele care sunt prevăzute de Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Lipsa cadrelor didactice a fost o problemă majoră și pentru raionul nostru. Ministerul Educației a repartizat în raionul Basarabeasca 13 cadre didactice tinere, dar, cu părere de rău, la locul destinat au ajuns numai 3 cadre didactice. La moment avem angajat în gimnaziu 22 un cadru didactic și în gimnaziu Isărlie în învățământul primar și în liceul teoretic Mihai Eminescu a fost angajat un cadru tânăr la disciplina chimie. Deci asta este situația. Situația a fost rezolvată încă cu ajutorul cadrelor didactice pensionare. Aproximativ în raion avem la 30% cadre didactice pensionare angajate. O altă problemă o constituie numărul mic de cereri din partea elevilor pentru admiterea în învățământul liceal. În prima etapă, admiterea a fost s-a desfășurat în liceul teoretic Matei Basarab, unde la prima etapă au fost depuse 3 cereri, liceul teoretic Mihai Eminescu, unde au fost depuse 5 cereri, liceul teoretic Alexandru Pușkin, la prima etapă nu au fost depuse nicio cerere, și liceul teoretic Constantin Stere Abaclia, unde au fost depuse 15 cereri. La moment, după petrecerea a etapei a doua, deci cu părere de rău, în matricularea în clasa 10 în două instituții așa și nu s-a efectuat din cauza lipselor cererilor copiilor. Același număr de cereri la Matei Basarab 3 și 5 în Sadaclia au rămas. De aceea nu a fost posibil ca în aceste două instituții să se deschidă clasa de a 10-a. La moment, clasa 10 avem în liceul teoretic Alexandru Pușkin din orașul Basarabeasca, avem 32 de copii la profil umanist și în liceul teoretic Constantin Stere din satul Abaclia avem 39 de copii în două clase la fel profil umanist.